Acelea sunt casele mele. Ce vreți, domnule Beckenbauer? Ala. Puneți-mi gata. Știam mirosul ăsta și știam că nu e de bine. Uitați, știu că fiul dumneavoastră a sunat la primărie legat de pisicile alea pe care am scăpat. Am pierdut-o pe vara, deci îl puteți ruga să se potolească? Fiul meu nu o să se potolească, domnule Beckenbauer, pentru că încă sunt pisici acolo. Lăsați pisicile în pace. Ei mint și lăsați și pe dumneavoastră. Ce rasă-i câinele ăsta? E bun? Nu știm. Trăia cu pisicile de care spuneți că nu mai sunt. Ba sunt. Ce încerc să spun, doamnă, e că tu și fiul tău nu ați vrea să vă războiți cu mine. Război? Ce știi tu despre război? Bine, dar să se știe că am vrut să rezolv asta amiabil și dumneata exagerezi. Nu. Ce se știe este că ai venit aici și ai spus că ne vom război. Mă, nu știu. Opresc puțin. Nu știu dacă vocea mamei lui Lucas se potrivește cu vocea lui Sarabi. Parcă e vocea ei. Parcă. Ce vă face voi? O, ce credeți? Ce-i asta? Rece? Umed? Înghețată! Încerca de o înghețată! Înghețată? E zăpadă! E doar zăpadă! Hai, fă-ți nevoie! Ura! A venit Lucas! Bună! Când sosea Lucas, simțeam bucurie în tot corpul. Cine-i cățel frumos? Ce e aia? Nu știu. Era lipită pe ușă. Bun. E proprietarul. Vine mâine să verifice robinetul. Dar eu am terapie, iar tu mergi la lucru. Ce vom face cu Bella? Nu poate fi aici când vine. O duce la muncă și ce ea. Dacă o văd, o să te concedieze. Stai liniștită. Să veniți acum. O să o las cam până aici. În ziua aceea am jucat Mă duc la muncă. Așa. Bella, trebuie să stai aici. Șezi. Nu-mi plăcea șezi. Fără lătrat. Mă înțeles? Mă întorc repede la tine, da? Nu trebuie să ne prindă. Bine, Bella? Stai, așteaptă. Unde te duci? Și să nu latri. Cu siguranță nu înțeleg jocul ăsta. Cu siguranță. Lucas? Spune că nu răspunde la tratament și recomandă 2 sesiuni pe zi. Bine, putem încerca, dar dacă el... Urlă ca un lup. Mă scuzați puțin. Valerie, mă întorc pe bine. Da, am lăsat. Dar am mers. Ai venit aici. Așa se joacă? Nu așa. Vai, cât de mare s-a făcut! Olivia! Hey! Olivia, nu, Ana. Măcar o oră până iau eu pauză.
O oră doar. Bine, în regulă. Dar știi că vorbim doar când ai probleme cu animalele, nu? V-am întrerupt din ceva. Ăsta nu poate să fie un câine la veterinariu, când în regulă am mers. Știu, Teo, nu putem să o las acasă. Dacă ne prinde proprietarul cu un câine, ne dă afară. Acum înțeleg. Jocul e înghesuit într-o cameră. Nu. Deloc. Nu ocup eu. Fiți atenți! Fiți atenți! M-am gândit să aduc un oaspete special la întâlnire. Vă prezint pe simpatica Bela. Bela! De cât timp ne mai vreau să o duc? De așa mult, da? Îți place, e bună să o... Nu o să mai face asta. După asta, îmi plăcea mă duc la muncă. Îmi place să fie aici. Nu am nicio motivație. Adică știu că mi-ar face bine, dar... Simțeam cum tristețea mamei se ducea când mă lipeam de ea. Cum îmi făcea mie mama pisică. Mac, tu cum te-ai mai simțit? E ca... ca o durere continuă. Dar ea nu era singura care avea nevoie de mine. Mac era cel mai trist. Așa, vorbim serios. O să o aduc și mâine aici. Uite cine e aici! Acum aveam o mulțime de prieteni. Drum a plimbat cu mica lui mașină. Steve avea niște linguri delicioase. Iaurt. Unii din băieți aveau plăcuțe la gât. Exact ca mine. Bela, Bela, stai jos, strângem rufele. Jos, îmi plăcea mult strângem rufele. Stai jos. Și toată lumea juca un joc numit Dr. Gan. Doctore, Dr. Gan. Salut, Dr. Gan. Bine, Dr. Gan. La noi joc. La doctorul. Ce problemă? Mulțumesc. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, doctore. Dimineața, cum merge, doctore? Așa. Da, ești o coadă. Oleu. E totul bine? Bine. Încă ceva, dragi abonați. Îmi pare rău că nu voi putea filma pe tot, pentru că mobizerul îmi permite asta, dar nu îmi permite YouTube-ul să încarc mai mult de 13-14 minute de mobizer. Așa că voi opri aici și vă mulțumesc tare mult că l-ați vizionat.